Continuăm, doamnelor, domnilor, campania Doctor Bun, din nou la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, alături de mine doctorul inimilor, l-aș putea supranumi, este vorba despre medicul cardiolog Marian Albu. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu noi, să stați de vorbă cu ploieștenii, cu prahovenii. Domnule doctor, îmi spuneați înainte de a începe acest interviu că situația în momentul de față la SJU nu este chiar ușoară. Și aici mă refer la faptul că există acel deficit de medici pe care îl cunoaștem cu toții, mai ales pe linie de cardiologie. Cum vă descurcați? Bună ziua, mulțumim frumos pentru prezență și apreciem campania aceasta pe care o desfășurați pentru a nu neapărat a ne face nouă reclamă a celor care muncim și suntem cunoscuți prin ceea ce facem, ci pentru a avea ploieștenii încredere în continuare în serviciile medicale de calitate care se desfășoară în acest spital, unele fiind pentru unele dintre acestea chiar singurul loc unde se fac astfel de proceduri și, așa cum știm, sunt și lucruri bune care se pot spune de către spital, mai precis de către medicii din spital care fac aceste proceduri și aceste lucruri bune. Dumneavoastră salvați inimi. La propriu, cât de greu vă este să compensați această lipsă de personal despre care vorbeam puțin mai devreme? Am înțeles că sunteți 5 medici cardiologi în momentul de față. Din păcate, așa este. Avem o perioadă deja destul de lungă, aproape un an de zile, de când am fost abandonat și nu cred că exagerez când spun lucrul acesta. Abandonați de către cine? De către ceilalți doctori care au plecat din spital, a căror prezența era utilă, nu sigur pentru noi, dar pentru pacienții care vin în același număr crescut către secția de cardiologie, fiind singura secție de cardiologie de urgență din județ. Celelalte spitale care mai au compartimente de cardiologie, unde, sigur, conform statutului și conform procedurilor, tratează pacienți cu un anumit grad de risc și de complicații. Peste acest grad sunt adresați către Spitalul Județean, unde noi fie îi rezolvăm, fie foarte puțini dintre acești pacienți mai sunt trimiși la București pentru proceduri, mai ales chirurgicale, care nu se fac în spitalul nostru. Care este programul de lucru, dacă pot să-l numesc așa, cu toate că sunt convinsă că nu există așa ceva, al medicului cardiolog Marian Albu? Al meu personal este un pic mai deosebit, cred, și forțat de împrejurarea aceasta nefericită de a nu avea o susținere din partea colegilor, nu a celor care au rămas, bineînțeles, este un efort deosebit din partea celor care au rămas și încercăm să acoperim cât se poate de mult din programul normal de lucru. E un program, sigur, programul normal de lucru începe la ora 8 la noi și se termină undeva la ora 2, dar eu nu plec mai devreme de 4 din spital. Și un program foarte încărcat, de la vizita pe saloane până la procedurile invazive pe care le facem în laboratorul de cardiologie intervențională, de coronarografii, stentări și stimulatoare cardiace. Și am și 2 zile pe săptămână când acopăr și o parte din programul de ambulator. Adică un program destul de extins. Dar mai, să spunem, acest program este completat și cu sfaturi sau la telefon pe care le dau atât colegilor medici de gardă, cât și colegilor din UPU, cu care ne ajutăm mult în această perioadă în care suntem descoperiți din punct de vedere al acoperirii gărzilor, astfel încât activitatea să fie cât de cât acoperită pe urgențele mari. Vreau să-mi spuneți, vă rog, în ultima lună, de câte ori ați fost sunat și chemat de acasă? Mi-ar fi greu să spun. Sau cât de des se întâmplă asta? Cât de des se întâmplă? Să fiți sunat și să vi se spună: domnul doctor, avem nevoie de dumneavoastră. Devenit fizic aici, nu vin de fiecare dată, pentru că sunt lucruri pe care putem să le stabilim la telefon, atât cu personalul din secție, cât și cu colegii din UPU. Devenit obligatoriu, vin la infarctele miocardice, care vin într-o fereastră optimă terapeutică pe care trebuie să o respectăm, astfel încât beneficiul să fie maxim al dilatării coronariene. Pacientul cu infarct, venit în primele 6
se extinde cumva până la 12 ore și care are durere, așa anumite modificări pe electrocardiogramă, trebuie făcut în acea fereastră terapeutică, fie aici local, fie se trimis la București. Adică nu există, este un protocol clar și nu trebuie să ne abatem de la el. În aceste situații, sigur, vin de acasă, probabil undeva de 5-6 ori pe săptămână. Da. Ați vorbit despre infarctul miocardic. Vreau să ne spuneți cât de des vă confruntați cu un astfel de diagnostic cumplit. Dacă a crescut numărul persoanelor tinere, mai ales diagnosticate cu infarct miocardic. Din păcate, este o boală care este în creștere și prin faptul că factorii de risc care duc la această complicație sunt destul de prezenți, la fumat, stres, hipertensiune, dislipidemii, pe un fond genetic moștenit de fiecare în parte și pentru faptul că pacienții încep să conștientizeze mai bine de la primul simptom și atunci se adresează rapid medicului, serviciul de urgență și de aici lucrurile sunt deja, intră pe un făgaș, să spunem, normal și rapid, ajungând în timp util, zic eu, la multora dintre pacienți, la o procedură care le salvează viața. Deci, practic, conștientizarea simptomelor este cea care pune pacientul pe în alertă și poate să ia o hotărâre practic esențială pentru el. Cât de grav este să ignori astfel de simptome? Să spui, o să treacă în câteva minute? Este foarte grav și, din păcate, ne întâlnim cu treaba aceasta la oamenii tineri, în putere, oameni activi, care tratează o durere de piept care are o anumită particularitate, o tratează cu o ușoară indiferență, cel puțin la început, pentru că nu toate infarctele debutează cu durere intensă sau cu complicații majore care stop cardiac sau sincope care să atragă atenția lui sau familiei și să se adreseze în timp util la medic. Este grav pentru că deja ieșind, cum am spus mai devreme, din fereastra aceea terapeutică, beneficiul tratamentului atât medicamentos cât și intervențional, beneficiile acestea sunt mult mai reduse. Pentru că miocardul înseamnă timp pentru a-l salva. Adică orice infarct, în câteva ore sau o zi, două, durerea din infarct trece de la sine, numai că de ceea ce rămâne în spate, cicatricea care, miocardul care suferă, se va forma o cicatrice și de acolo ne confruntăm cu cealaltă parte a pacienților, cu insuficiențe cardiace, cu tulburări de rit, cu morți și subite la oameni tineri. Adică trecem în zona de complicații deja infarctului, netratat în perioada optimă. Dacă se intervine la timp în caz de infarct, pacientul poate duce ulterior o viață normală și lungă, evident? Sigur că da, da. Avem cu toții mulți pacienți tineri care au venit în timp util, au venit cu niște complicații mai mult de atât, stop cardiac, resuscitat în prespital sau în UPU sau la noi pe sala de cateterism, care ulterior, sigur, sub un tratament urmărit de aproape de medicul curant, pacientul se reintegrează în activitatea lui normală, inclusiv cea fizică, da? Numai cea de birou, unde sunt foarte mulți oameni care se reîntorc la muncă. Domnule doctor, vă rog să-mi spuneți ce presupune exact această intervenție de resuscitare în caz de stop cardiac? Practic, pacientul este cu pierderea stării de conștiență datorată scăderii tensiunii sau a pulsului sau a tulburare de rit și fără intervenția promptă a unui cadru medical, poate să fie și paramedic, să spunem că sunt acum servicii de serviciul acesta de urgență, este acoperit foarte bine de colegii de la paramedic, medic, asistentă medic, specialist. Și intervenția rapidă a unui om calificat în resuscitare, practic, salvează o viață ulterior prin aducerea acestui pacient la spital și constatarea cu rapiditate a situației care a declanșat acest stop cardiac, poți să salvezi pacientul respectiv.
pentru viitor. Recunosc că cred că mulți dintre noi am văzut o astfel de procedură de resuscitare în filme. Spuneți-ne cât durează o astfel de procedură și care este momentul în care nu aveți încotro și trebuie să declarați decesul persoanei. Din păcate, trăim și lucrul acesta. Nu toate situațiile de stop cardiorespirator sunt resuscitate, sunt salvabile, nu toți pacienții sunt salvați. Depinde foarte mult de patologia care a dus la acest stop cardiorespirator. Sigur că avem așa, fără a fi cinici, da, avem o plecare și o insistență și o prelungire a acestor proceduri de resuscitare, că pentru un om tânăr care nu are o patologie de desubt, și pentru care luptăm poate și peste perioada de 40-50 de minute de timp de resuscitare în care pacientul, dacă nu dă semne de reluarea activității electrice, este abandonată această stare de resuscitare după ce se fac toate procedurile de la ventilație, masaj toracic, ventilație inițial cu balon pe mască, apoi intubarea pacientului și continuarea ventilației cu balon sau cu aparat de ventilație specific în timpul procedurii de resuscitare. Și desigur tot ce înseamnă tot arsenalul medicamentos și administrat intravenos în timpul procedurii pentru a încerca să repornim inima pentru a relua activitatea și a spera că pacientul respectiv este salvat. Sigur, suferim de fiecare dată. Sigur că da, pacienți? Da, și din păcate și oameni tineri care au venit, așa cum spuneam, fie prea târziu, fie furtuna electrică pe care au avut-o nu am putut să o stăpânim cu procedura standard de resuscitare, având practic tot ce ne trebuie, numai că practic boala respectivă ne-am învins, să spunem așa, resursele noastre și ale pacientului. Cât de greu vă este să vedeți să auziți acel sunet liniar și să vedeți acea linie dreaptă? Este o pierdere pe care o resimțim și noi destul de acut, oricât de multe astfel de resuscitări am face și a trăi cu astfel de situații, practic, în cardiologie, se moare. Sunt pacienți care vin foarte grav bolnavi, sunt pacienți bătrâni cu decompensări severe, cardiace, și vedem astfel de stopuri și cardiace, unele dintre ele neresuscitate, fără răspuns la resuscitare, și avem zilnic astfel de situații, dar încă o dată este și o zonă în care vin astfel de situații grave, adică pacienții ăștia, o parte din ei ar fi murit acasă, altă parte mor, să spunem, pe drum, nu? E o situație a unor pacienți foarte grav, care, vrând nevrând, nu putem să schimbăm mersul vieții. Spuneați puțin mai devreme că din ce în ce mai multe persoane tinere încep să dezvolte afecțiuni cardiace și vreau să vă întreb, domnule doctor, dacă stresul, vremurile astea pe care le trăim, agitația continuă, contribuie la îmbolnăvirea inimii și ce ar trebui să facem noi, indiferent de vârstă până la urmă, să avem grijă de inima noastră, la propriu? Clasic sunt definiți niște factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Cred, așa, din experiența numai a mea, așa, noastră a tuturor, cred că pe un fond genetic, pe o predispoziție genetică și cumva peste această predispoziție genetică venind cu acești factori alimentari, de fumat, alcool, Sedentarism, putem să spunem că grăbim cumva apariția bolii cardiovasculare sau declanșarea unei boli severe cardiovasculare la o vârstă mai tânără. Stresul, cred că e greu de cuantificat așa ca unitate de risc, dar cred că are influență pe toți ceilalți factori clasici, de la alimentație până la mișcare. Și cred că noi suntem, cumva, eram proiectați să răspundem foarte bine la un stres acut, adică
animalic de instinctiv de a te salva, dar odată ce devine un stres cronic, sigur sunt modificări, probabil și la nivel genetic, care duc la alte boli în alte sfere, de cancer, de boli cronice, unele dintre ele și coronariene, ateromatoza, nu știu, probabil că sunt cercetători care se ocupă de treaba asta. Dumneavoastră, lume, doctor, cum stați cu inima? Am și eu palpitații. Aveți palpitații? Am făcut și eu două teste de efort, mă gândesc și la o coronarografie. Cine are grijă de dumneavoastră pe partea asta? Colegele? Da, până acum, mulțumesc Dumnezeu, m-am autodiagnosticat și autocontrolat. Nu iau niciun tratament deocamdată. Sper să reușesc să fac față continuare stresului, dar cred că este... Uite, asta m-a spus într-o situație în care să dau și un bun exemplu de a face o evaluare, da, cumva peste 40 de ani, dacă trăim undeva într-un mediu stresant, chiar dacă nu avem niște factori de risc bine conturați, un pic de dislipidemie o găsim, poate o glicemie un pic mai sus de la stres, o suprapondere, o lipsă de activitate fizică, un fumat, nu fumez și recomand să încetarea fumatului, sunt un ziceți, un antifumat tutun. Da. Hotărât. Bun. Revenim aici la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Vreau să, nu știu, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul altor colegi cu care am stat de vorbă și cu care vom mai sta de vorbă, să spulberăm așa niște mituri. Și cred că știți la ce mă refer. Foarte mulți avem tendința să spunem nu mă duc la județean pentru că are eticheta de Spitalul Morții, pentru că, mă rog, și fiecare dezvoltă și povestește despre experiențele pe care le-a avut, mai mult sau mai puțin plăcute. Cum vedeți dumneavoastră, care sunteți aici, omul din interior, cum se spune, ce se întâmplă în acest spital care este cel mai important spital al Prahovei? Chiar și după statistici, dacă am luat, și este o secție, încă o dată vorbesc de secția de cardiologie, unde se moare și sunt, am pacienți care mor cu boli severe cardiovasculare. Pentru că ajung prea târziu. Chiar și după statistici, putem spune totuși că e un spital al vieții, pentru că sunt foarte mulți care pleacă acasă și unii pacienți, măcar ameliorați într-o boală cronică, care tot se decompensează și îl aduce pacientul la spital, alții chiar vindecați. Eu știu, mă gândesc la un pacient cu sincope care a avut o tulburare de conducere și care primește un stimulator și apoi îl vedem doar din când în când la control în ambulator pentru controlul stimulatorului. Pacienții cu infarct miocardic care primesc un stent și urmează tratamentul cum trebuie și au evoluție favorabilă și avem și satisfacție. Dacă mai devreme mă întrebați de ceea ce simțim în momentul în care nu mai continuă o inimă să bată, avem și satisfacția inimilor care bat ani de zile după aceea și vin și ne mulțumesc numai cu un zâmbet pentru a și reamintindu-ne prin ceea ce au trecut doar teoretic, pentru că avem în față un om, ani de zile, un om sănătos care își vede de activitatea lui normală, familială, profesională. Și apropo de ceea ce spuneți, care a fost, nu știu, cel mai frumos mulțumesc pe care l-ați primit din partea unui pacient a cărui viață ați salvat-o? Satisfacția cea mai mare o am și a fost de curând un caz când pacientul a făcut infarct, a făcut stop cardiac, colegii de la ambulanță, de fapt a fost, avem noi o echipă de la UPU, team, se numește team smurt sau, da, cu medic dedicat pentru treaba aceasta, s-a dus, a tras ambulanța pe dreapta, l-a resuscitat, noi l-așteptam în sală, un om tânăr de 50 și ceva de ani. A fost trombolizat și a pornit inima după resuscitare, a fost adus în sală, i-am pus stent. Eu nu l-am cunoscut decât intubat și ventilat și a doua zi nu l-am mai recunoscut în salon, nu a doua zi, a patra zi, pentru că a mai stat încă două zile în terapia intensivă, unde a fost detubat, în stabilitate, în siguranță, a fost retransferat pe cardiologie și am avut așa o bucurie când nu l-am mai recunoscut și el mi-a spus sunt pacientul care am trecut prin terapie și că am avut stop și mi-a reamintit un pic. Deci bucuria cea mai mare este această, dacă vreți, a reușitei într-o situație în care
pacientul nu mă cunoaște și mă vede a doua zi sau a treia zi. Dacă ar sta în puterea dumneavoastră, ce ați schimba în momentul de față? Sunt foarte multe lucruri de schimbat. În primul rând, nu știu, aș umbla din punct de vedere legislativ și a face în așa fel încât să putem să păstrăm medicii valoroși în spitale de stat, în spitalele în care se muncește, nu zic că în spitale private nu se muncește, în spitalul în care omul are nevoie de un serviciu medical și de cele mai multe ori hotărător pentru viața lui în momentul acela. Nu poate să se ducă să-și facă un check-up pe 500 de euro la Viena, că aia poți să o faci oricând. Da? Și atunci, din păcate, migrația aceasta a colegilor medici pe anumite specialități care sunt mai vandabile, să spunem așa, sau se vând mai ușor pe privat, descoperă aceste servicii unele strategice pentru populație. Mi se pare o chestie de siguranță națională, de siguranță locală, locul regională. Da? Sunt secții în care se moare sau în care pacientul nu ajunge la un serviciu medical pentru că nu mai sunt medici sau nu mai e o procedură care ar trebui aplicată acestor colegi. Deci asta este cel mai dureros. Cel mai dureros. Aspect. Nu știu, din punct de vedere financiar trebuie găsit o formulă prin care gărzile să fie altfel remunerate, activitatea fiecărui coleg din secție să fie remunerată confidențial, în mod... Adică nu mi se pare o chestie echitabilă să fie niște salarii asemănătoare unor între oameni care muncesc diferit. Pe dumneavoastră, domnule doctor, ce vă motivează să rămâneți fidel acestui spital? Faptul că aici am și trăit pentru prima dată senzația de a face ceea ce am învățat și a aplicat tot ce am învățat la fundeș și poate uneori și mai mult de atât, pentru că acolo erau niște reguli mai stricte în care erau niște superiori care hotărau cumva și activitatea ta de zi cu zi, iar aici am fost pus în fața unor situații în care, sigur, eu trebuia să iau hotărârea și de cele mai multe ori în câteva minute sau ore. Și atunci această satisfacție de a profesa în adevăratul sens al cuvântului meseria asta de medic-cardiolog, o regăsesc în fiecare zi, dând la o parte, cel puțin în câteva cazuri, mai deosebite, care mă solicită, dând la o parte tot balastul acesta de, mă rog, aparținători, poate unii mai insistenți, să nu spunem agresivi, pacienți mai neînțelegători, mai nerăbdători. Au fost și cazuri de pacienți sau aparținători, cum spuneți dumneavoastră, care, nu știu, au ridicat vocea, au jignit, au avut o atitudine nepotrivită? V-ați confruntat și cu astfel de cazuri? Și dacă da, cum reușiți să gestionați astfel de situații? Atât pacienții cât și aparținătorii, de fapt și noi suntem oameni și poate că, mă rog, și din educația noastră diferită, unii reacționăm mai agresiv, alții mai puțin agresiv într-o situație de moment neplăcută. Sigur că sunt și aparținători care, din dorința de a-și ajuta părintele, fratele, cumva sunt mai insistenți în obținerea unor date, în obținerea unor transferuri în alte secții, în obținerea unor proceduri. Noi încercăm să cântărim foarte bine procedurile și tratamentul pe boala adecvată pacientului și să stăm cumva liniștiți că am făcut tot ce trebuie pentru pacientul respectiv, sigur, lăsând la o parte această atitudine uneori neprietenoasă a aparținătorilor. Dar acestea sunt câteva cazuri, nu sunt regula. Cât de important este pentru un medic, oricare ar fi el, ca dincolo de partea profesională să știe să-și empatizeze cu
pacientul sau cu aparținătorul, să înțeleagă totuși suferința, să existe un echilibru, să existe acea comunicare între părți și acel respect fără de care nu se poate face nimic și al medicului față de pacient și invers. Cred că e foarte important pentru că sunt boli și sunt bolnavi și nu sunt boli, da? Adică o boală la doi oameni diferiți, la doi oameni poate să îmbrace evoluții diferite și atunci trebuie să fim cât mai apropiați de pacienți și să, chiar și în momentele în care suntem siguri că pacientul respectiv într-o procedură care o să meargă bine, o să externeze bine, trebuie cumva atras pacientul în zona de încredere, explicându-i se corect procedura respectivă cu beneficiile, dar și riscurile procedurii respective. Astfel încât pacientul, în condițiile în care este bine informat, să aleagă sau să temporizeze sau să renunțe la o astfel de procedură, la un act medical. Și cred că aici este cheia. Dacă empatizezi cu pacientul respectiv și prezinți corect și nu văd pe cineva bun de bună credință să nu propună o procedură în adevăratul ei sens, da, și cu bune și rele, cred că acolo poți câștiga pacientul. Nu cred că există ploieștean prahovean care să nu fie auzit de medicul cardiolog Marian Albu, ba chiar am văzut în comentariile pe care le-am avut la articolele făcute cu colegi de-ai dumneavoastră că ați fost menționat foarte des. Oameni care v-au mulțumit pentru faptul că i-ați ajutat la un anumit moment din viață. Vreau ca acești oameni să cunoască dincolo de medicul Marian Albu, să-l cunoască și pe omul Marian Albu. Atât cât doriți dumneavoastră să vă arătați în fața lor din punct de vedere uman. Ce faceți în puținul timp liber pe care îl aveți? Aici ar fi o poveste mai lungă. Da, timpul liber este, din păcate, restrâns. E relativ la dumneavoastră. Recunosc că este o neajuns acesta, stând foarte mult la spital. Poate că au fost momente în care am neglijat copiii, nu m-am bucurat atât de mult de evoluția lor și de nevoile lor. Vă înțelege familia când spuneți trebuie să mă duc la spital pentru că am o urgență? Da, pentru că soția e tot medic și copiii sunt mari, 15-16 ani, și atunci au crescut cumva în mediul acesta și înțeleg situația de urgență și situația de părinte medic. Cât pot ei înțelege, bineînțeles. Sigur, încerc să mă regăsesc în niște lucruri simple. Ascultați muzică, citiți, ce faceți? Ascult și muzică, dar mai mult îmi place să am o activitate aproape de natură, da, și de relaxare într-o zonă frumoasă, alături de lângă Ploiești, la Hârse, o localitate foarte frumoasă, unde avem acolo o casă de și acolo încercați să vă... încărcați bateriile, da, să spun așa. De la așa. Plante până la animăluțe. Grădinăriți? Vă ocupați de aveți grijă de animale? De... Mă rog, în măsura în care trec pe acolo, nu zi de zi. Am înțeles. Dar îmi place, da, să mă implic în, să spunem așa, viața asta a celor de lângă noi, de la plante și animale, care vin și ne frumusețează, să spunem, ne răspund frumusețându-ne peisajul sau viața. Vă vedeți făcând altceva? Sau s-a pus vreodată problema în viața dumneavoastră să faceți altceva? În afară de cardiologie? E o întrebare grea. Nu cred, nu știu. De exemplu, dacă mă întrebați anumite funcții în alte specialități, de la juridic până la financiare, nu aș ști să vă spun dacă mi-ar fi plăcut să lucrez într-un anumit arhitect, nu știu, poate arhitectura e interesantă, da. Arta poate, dar nu știu dacă aș fi avut calități, nu le-am, nici măcar nu le-am căutat. Și
Pe finalul acestei discuții, domnule doctor, ce i-ați sfătui pe oamenii care ne urmăresc? Pentru că e important de punctat asta, dat fiind faptul că, așa cum menționați și dumneavoastră, sunt din ce în ce mai dese cazurile de persoane tinere și mai puțin tinere cu diverse afecțiuni cardiace. Ce i-ați sfătui pe aceștia să facă sau să nu facă pentru a avea grijă de acest organ cel mai important al nostru, inima? Sigur, noi avem, eu cel puțin lucrând în spital de urgență, avem această deformare că ne trezim cu pacientul într-o situație deja gravă, severă, agravantă și cumva căutăm factorii de risc retroactiv, da, în discuția cu pacienții. Sunt alte zone, cum ar fi medicul de familie sau alte specialități de prevenție, care se ocupă cu prevenția nu numai a bolilor cardiovasculare, dar a prevenției în general. Cred că măcar așa în situația în care ai în jurul tău un părinte, un frate, un unchi, o bunică care a suferit de tânără, ia un tratament mult timp. Nu mai spun de situația în care aceste persoane sunt operate, au device-uri din astea, stand-uri, cum au apărut acum în ultimii 10-15 ani. Ar trebui chiar din tinerețe să te preocupe lucrul acesta și să dai cumva, să spunem, atenție unei posibile moșteniri genetice, pe care, în urma căreia să iei niște măsuri, inițial legate de alimentație, de mișcare, apoi dacă vezi că ești depășit de situație, să ceri sfatul unui nutriționist, unui antrenor de fitness, să spunem, sau și pe urmă, dacă încep să apară simptome, să înceapă să se caute printr-un consult inițial la medicul de familie, sigur, pentru a stabili niște factori de risc, o hipertensiune, un set de analize uzuale și, desigur, odată ce apar simptomele, să insiste în a face o evaluare oriunde ar fi ea pentru început, pentru că pot fi descoperite niște situații care să meargă către o zonă severă sau complicații severe și atunci, descoperite din timp, aceste proceduri, aceste boli pot fi cumva măcar amânate pentru situația de severitate și complicațiile acestor boli, dacă nu chiar anulate. Și pe final mi-am adus aminte ceea ce spunea colegul dumneavoastră, medicul Dan Oprea. Am vrea ca prahovenii să renunțe la ideea aceasta că cel mai bun spital din Ploiești e trenul spre București. Dumneavoastră, cum vedeți această afirmație și cum am putea să îi facem pe oameni să aibă încredere în medicii de aici, din Ploiești, și să nu mai gândească la modul cel mai bun spital din Ploiești e drumul la spitalele din București? Sigur, am putea vorbi de procedurile care se fac aici la noi la Spitalul Județean și sunt unice pe județ. De la investigațiile invazive coronariene, arteriografiile de orice fel, periferie, carotide, la programele naționale de stimulatoare cardiace, la programul național de infarct miocardic, și acestea sunt cunoscute de cel puțin de pacienții care au trecut prin aceste proceduri sau rudele acestora, și atunci acest lucru nu este o reclamă neapărat. Eu aș puncta faptul că la Spitalul Județean, chiar cu neajunsul acesta de lipsă de medici, pe care sperăm în scurt timp să-l acoperim, pentru că deja posturile s-au scos la concurs și probabil într-o lună de zile avem organizat și examen și sunt doritori care să vină sau interesat de aceste posturi, nu atât de mulți cât ne-am dorit noi, dar mai este încă perioada de înscriere, de-abia s-au publicat posturile, aș insista prin a încuraja pacienții și rudele acestora să-și aducă aparținătorii la Spitalul Județean. Desigur, atunci când este nevoie și când noi putem să ajutăm acești pacienți, când au o boală diagnosticată și pe care noi putem să o completăm, a căror proceduri putem să le completăm în Spitalul Județean,
când au niște simptome cardiovasculare și prin adresarea către serviciile noastre de ambulanță, de ambulator, pardon, sau de UPU, dacă sunt acute aceste simptome, să vină cu încredere la spital, pentru că suntem încă aici câțiva oameni care, mă rog, eu zic că facem treabă bună. Chiar cu neajunsurile astea de a nu putea poate comunica cu aparținătorii cât și-ar dori ei, dar nu putea comunica cu pacienții cât și-ar dori să stăm de vorbă cu ei. De a fi prea puțini pentru numărul mare de pacienți. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, și ce să zic, cât mai multe inimi salvate. Mulțumim frumos, mulțumim frumos, seara.